Suntem încă în plin sezon al sărbătoririi iubirii și căutăm în continuare sugestii de cadouri pentru cei dragi. Cel mai mare laborator de cofetărie din Reghin are câteva idei pentru noi, mai ales că de Valentine's Day a vândut peste 300 de torturi, semn că darurile dulci sunt la mare căutare. Torturile, spre exemplu, pot cuceri prin aspect, dar și prin gust. Deci de ziua îndrăgostiților noi oferim o varietate mare de torturi, mai ales torturile sub formă de inimă, inimioare, cu diferite decorațiuni, diferite culori, mai ales trase sau mai ales decorate cu roz, cu roșu. Și o prăjitură poate fi un dar surprinzător și de efect. Maestrii cofetari ne recomandă să optăm pentru altceva decât prăjiturile cele de fiecare zi și să alegem cu încredere combinații noi de arome și gusturi. Anul acesta ne-am gândit să lansăm compoziții noi, umpluturi la torturi, chiar și prăjituri. Ne-am gândit la o cremă imperial, care este o cremă deosebită și cred că merge acum de ziua îndrăgostiților, de 1 martie, chiar de 8 martie. Partenerul ar putea aprecia mult și un dar dulce făcut acasă, cu dragoste. În acest caz, înarmați-vă nu doar cu ingredientele necesare, ci și cu timp și răbdarea de a curăța ulterior bucătăria. Dacă perspectiva pare dezarmantă, nu vă faceți probleme. La fel gândesc mii de reghineni care aleg de ziua îndrăgostiților să cumpere produse dulci gata făcute. Te-ai gândit mereu cum să o faci? Vrei să-i spui că... Cred că te gândeai totuși mereu la un loc special, la un castel, poate la un șemineu și... Hai, iar ți-ai adus aminte de bani, de rate, de taxe, de... Hai, nu fi trist! Avem noi o soluție să o faci fericită, să o vezi dansând de bucurie! Urmărește Jurnal de Reghin și află recomandările noastre pentru zile pline de iubire. Zile de iubire, o campanie de Reghin TV.